Cele mai multe persoane, 49, au murit în urma unei alunecări de teren provocate de precipitațiile din Yucatán, un oraș izolat din sudul extrem al țării. 51 de oameni și-au pierdut viața în inundațiile petrecute în diverse localități ale provinciei Davao Oriental. Torenții de apă și noroi s-au revărsat în zonele muntoase și au distrus în totalitate o școală și o casă de cultură din Compostela, folosite pe post de centre de evacuare. 43 de persoane au murit aici, între care soldați și trupe de salvare mobilizați la fața locului pentru a evacua populația. Zeci de oameni au fost eliberați din nămolul creat de furtună și au fost duși la spital pentru îngrijiri medicale. Majoritatea au suferit răni la nivelul feței și a membrelor. Serviciile de transport public și zborurile aeriene au fost întrerupte în centrul și sudul țării. De asemenea, școlile și magazinele s-au închis până când furtuna va trece. Taifunul Boha vine la un an după Oași, furtuna în urma căreia 1300 de persoane și-au pierdut viața. Aceasta a pierdut din forță în cursul nopții și își continuă traiectoria spre Marea Chinei de Sud.